povestea continuă. Într-o lume animată de mișcare, aeroportul Iași, prin obiectivele sale, facilitează transportul aerian al pasagerilor pe diferite distanțe, în siguranță și cu respectarea parametrilor optim de confort. Oriunde în lume, un aeroport reprezintă șansa fundamentală pentru dezvoltarea comunității locale și regionale ce o deservește și este asimilat în esență cu călătoriile rapide, comode și în cel mai sigur mod pentru noi oamenii pe distanțe medii și lungi. Ce este un vis? Este acel lucru pe care îl dorești să-l realizezi din tot sufletul, încă din copilărie, pentru care ești dispus să acorzi timp nelimitat și energie. Mostră de viață cu țeluri urmărite încă din acea vârstă fragedă sunt și cele ale Amaliei, ale lui Luca și ale lui Alex. Amalia călătorește către destinații din toate colțurile globului, alături de turiști care caută să descopere lumea și frumusețile ei. Călătoria și afacerile sunt cheia dorinței lui Luca de a dezvolta și păstra peste hotare relații de business, framătul și emoția de dinaintea plecării fiind parte din experiențele sale. Cerul este limita lui Alex, care cu dăruire și profesionalism transportă în siguranță pasagerii în călătoriile lor. Posibilitatea de a explora lumea este acum un vis, devenit realitate prin intermediul aeroportului Iași, care pentru siguranța și confortul pasagerilor implementează proiectul Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional Iași, extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modul 1, etapa intermediară, pista 2400 de metri, extindere suplimentară platformă, parcare, aeronave și terminal pasageri. Astăzi nu ne putem imagina viața economică, socială și culturală fără un aeroport modern. De aceea am hotărât să gândim pentru viitor și să construim în Iași acel ceva ce dă șansa comunității noastre să renască cu adevărat. Mobilitate în România, conexiuni cu Europa. Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.